Hățcu, bună dimineața, Jonele, Hățcu, a treia zi deja de Crăciun, Hățcu, vai bun, Hățcu, prieteni și cu apropiați, pentru că după cum v-am spus și în Lyric Prank-ul cu Manele de ieri, care am văzut că v-a plăcut și am auzit că v-a amuzat foarte tare, pentru asta sunt extrem de bucuros, pentru că suntem, așa cum spuneam înainte de a divaga, alături de prieteni și de apropiați, astăzi, Jonule, avem un challenge nou. Mâncăm ce ne spun prietenii noștri youtuberi sau persoane publice din RO, adică din românica noastră, motiv pentru care o să sunăm pe unul dintre ei pentru prima oară, Jonule, și o să-l întrebăm: hât, tată, spune-mi ce mănânc astăzi. Eu sper, vă spun de acum, n-o să le bag idei în cap. Sper să nu fie neapărat combinații ciudate, întrucât doar ce am filmat cu mămișor ceva scârbos și aș vrea să mănânc și eu ceva normal, pentru că am fost la sală, m-am antrenat și mi-e fomică și aș vrea să fie o masă normală. Dar vedem ce surprize vom avea când îi sunăm pe aceștia. Pentru a schimba un pic ordinea și a nu deveni repetitiv, Jonule, astăzi primul telefon va fi către Alex Montrei și o să sunăm video ca să fie treaba 100% safe, Jonule, și să vedeți că vorbim cu el, nu cu altcineva. Hai să vedem ce zice Montreiu. Stai așa să răspundă, să nu vedeți numeroul. Neața. Neața, Montrei, hăs, Jonule, la mulți ani. Mulțumesc, la mulți ani. Jonule, astăzi ești pe vlog, astăzi filmăm un super challenge și tu trebuie să-mi ordoni, fii atent că ești primul pe listă, te rog frumos să o gândești bine. Ce trebuie să mănânc astăzi? Creveți Black Tiger. Creveți Black Tiger? Da, ceva mai modest, nu foarte scump. Mamă, Jonule, cum ai dat-o pe asta, bine? Mâncarea mea preferată. Întrebarea este: făcuți sau nefăcuți? Gătit, gen, poți să-i mănânci la Arogant, sigur, au și pe acolo. Sunt în Târgu Jiu, dar căutăm creveți Black Tiger și revenim, te pupă, fratele, hăs, Jonule. Dați un subscribe la Montrei, Jonule, că a fost un blând și un drăguț. Vedem acum unde o să găsim noi creveți Black Tiger. Revenim, hăț. Hăț, Jonule, suntem la Casa Vera în Târgu Jiu, motiv pentru care am comandat creveții pe care ne-a recomandat Montrei să-i mâncăm. Mulțumim, Casa Vera, pentru primire. O să vă arăt la sfârșit cât de cool sunt aceste. Ce credeți că sunt? Șervețele umede, Jonule. Dar după ce mâncăm, sunt extrem de încântat, spre dezamăgirea lui Cori, că am primit un soi de mâncare normal și că nu mi-a dat vreo porcărie din aia. Tot întreba din spate: făcuți sau nefăcuți? Ca și cum să-i dăm lui ăla idei să-mi dea ceva crud de mâncare. De unde, tată? Avem dita mai creveții normali, făcuți în puțin usturoi, așa am comandat, cu niște zeamă de lămâie și cu niște au, au, au. Ia uite și sosulețele aici. Trebuie să înțelegeți că noi filmăm a doua zi de Crăciun, motiv pentru care a fost destul de greu să găsim ceva deschis, însă Târgu Jiu ne-a oferit acest super restaurant, iar eu mă voi chinui, mă voi forța să mănânc acești creveți, wow. Nu sunt buni deloc. După acești creveți, Jonule, îi vom suna pe Chris și pe Vlad, pe care știți din serialul Sacrificiu sau Fructul Oprit, prietenii noștri încă de pe vremea La La Band, și o să-i întrebăm cu ce continuăm. O să fiu și eu drăguț și spre divertismentul vostru o să le dau de înțeles că îmi pot da de mâncat și combinații ciudate, astfel încât știți că nu mă dezic de la a mânca tot felul de nebunii. Basculez frumos cu acești creveței. Îmi cer scuze că îi mănânc cu mâna, dar regula spune că pot fi mâncat și cu mâna, de aceea avem și șervețelele umede. Mamă, aș putea mânca o mai am 3 creveței, după sală cam puțin, Jonule. Și ne vedem după cu șervețelul umed și cu noul apel. Din păcate, fericirea nu a durat foarte mult, Jonule, dar asta este, ne îndreptăm către felul 2 de mâncare pe care îl vor ordona, așa cum v-am spus, Chris și Vlad. Iar până la apel, eu vreau să vă arăt o minunăție de șervețele umede. Vezi, a venit țăranul de la București ca să lumineze Târgu Jiu, Jonule. Și-o acop asta. Să mă iertați, vă rog frumos, dar eu așa ceva nu am mai văzut. Mă comport exact ca unul venit de la Cuca Măcăi. Joacă-o pe asta. Joacă-o în continuare. Joacă-o în continuare. Uitați-vă, frații mei, ce șervețel umed și mecheros. Stai așa, iut. Gata, ne-am șters și mergem în mașină. Următorul apel vine imediat. Hăți, Jonule, după cum v-am promis, următorul sunat este chiar Vlăduț. Sperăm să fie cu Chris, dacă nu, o să-l rugăm să o cheme. Iar șmecheria zilei este că ei trebuie să se decidă împreună ce voi mânca eu, pentru că până la urmă ei sunt un cuplu, sunt one, sunt entitate, Jonule. Să vedem dacă ne răspund. Hăț, Jonule, salut! Hăț, Jonule, ești pe vlog! O, te pup, ce faci? Chris este lângă tine. Ia uite, acum ce-o dau. Te rog frumos să vină și Chris, amândoi la cadru, vă rog frumos. Așa. Și fix în acest moment, gândind că este totuși a doua zi de Crăciun și că aproape numai mall-ul este deschis, trebuie să-mi ordonați să mănânc ceva. Puteți să fiți crazy, puteți să fiți cum vreți voi. Ce să-i dau să mănânce? Ia uite cum s-a ridicat Chris de acolo imediat când a auzit despre ce-i vorba. Deci, fii atent, TFC. Păi da, mă, dar-i prea easy. Hai, mă. Deci fiți atenți, vă mai spun încă o dată, trebuie să vă decideți amândoi, aștept răspunsul final în câteva secunde, da? Poate să fie un combo din asta, adică facem un combo. Ce vreți voi? Depășiți-vă! Auto-depășiți-vă! Bine, vreau... Fii atent, hai zi.
Nu, aici cu părinții, cu tot, am decis, iată, de GST, în loc de soț, să iei iure din ala de copii. Mă, nu crece, Doamne, ferește, mă, Iisuse! Deci de ce mi-era cel mai frică, de aia n-am scăpat mâncare de copii? Bine, hai, vă pup, pa! Sărbători frumoase, pa! Doamne, Iisuse Hristoase, deci nu-mi vine să cred, bă! Deci discuția între mine și Cori era, bă, dacă îți dă cineva mâncare de copii, dar nu m-am gândit în vecii vecilor că cineva va comanda... Doamne, mă bâlbâi, nu mai am cuvinte! Mă va pune să mănânc KFC cu mâncare de copii în loc de sos! Deci nu vreau să mă gândesc ce gust o să aibă crispy alea... Mi s-a făcut pielea de găină! Crispy înmuiate în... Uite, mă, cum mi s-a făcut pielea de găină, mă! Crispy înmuiate în piure de bebeluși, Iisuse Hristoase! Vă amintiți video-ul cu mâncare de bebeluși, da? Deci mai mic era să vomit. Hai la mall, ce să facem? Aia e. Revenim. Căți, Johnule, mi se întoarce stomacul pe dos numai când îmi amintesc de challenge-ul ăla cu mâncare de bebeluși. Avem aici, dragă Chris și dragă Vlad, roșii și cartofi cu carne de pui, totul pasat, totul pisat. Hai să vedem cum așa. Mi se întoarce stomacul pe dos numai când îi simt mirosul, Johnule. Hai la KFC să vedem ce ne iese. Căți, Johnule, un pic crowded situația în mall, motiv pentru care am fost repede, am luat mâncarea de bebeluși, am luat meniul de la KFC și suntem gata să avem prima combinație scârboasă. Mulțumim cu ghilimelele de rigoare Chris și Vlad pentru că au ieșit din rutină. Mulțumim de adevăratele Montrei pentru un set de creveți genial. Și acum suntem gata să încercăm una dintre cele mai crazy combinații din viața vieților mele, Johnule. Îmi amintesc, nu cu drag, deloc cu drag, cât de nasoală a fost această mâncare de bebeluși. Avem aici un pai extra de la suc cu care o să amestecăm foarte bine piureul ăsta și o să-l scoatem aici ca să vedeți efectiv cât de scârbos este. Mi este și, bă, săracii bebeluși. Ia, joacă pe asta. Ia uite-l cum cade, ia uite-l. Gata, ajunge. Recomandarea Cristinei și a lui Vlad este următoarea: mănâncă un meniu de KFC, Johnule, cu piure de cartofi de bebeluși în loc de sos, Johnule. Așa că îmi fac curaj, stai că m-am mozolit de piure din ăsta și iau primul crispy din viața mea cu piure de bebeluși. Ia să vedem, mă. Uite cum arată. Cât de penal arată. 3, 2, 1 și... Ce crezi, Johnule, că nu e rău deloc? Acum, nici bun nu e, dar pentru că acest KFC este atât de picant, efectiv nu pare decât că îl mănânci cu un piure de cartof normal. O să încerc să ignor gustul ăla de pui din piureul ăsta de bebeluși. Bă, săraci bebeluși, prin ce clinuri trebuie să treacă ei? Mă gândesc că... ce ai zis, mă? Ia te vedem, mă, de șef, hai. Uite-mă unul care stă în mașină și comentează. Așa arată un deștept în 2020, Johnule. El este foarte performant, are un Golf, mă, dir, cheamă, cred că e al iubitei lui. În fine, revenim, Johnule, avem și prostul pe filmare, adică eu, nu el, înțelegeți voi. Și continuăm cu acest piureuț superb de bebeluș, Johnule. Mai sting un pic cu cartofi din ăștia. Ne-am ținut de cuvânt, Chris și Vlad, am mâncat, revenim cu următorul apel și cu următorul fel de mâncare, sperăm să nu fie la fel de rău. Hăți, Johnele, după cea mai sprâncenată călătorie din mall, Johnule, îl sunăm pe Shelly și sperăm să ne ajute cu ceva de mâncat care să nu fie de cumpărat din mall. Dacă nu, vedem cum facem, cum rezolvăm, să nu ne mai blocăm, Johnuțule. Hai să vedem ce zice Shelly al nostru. Mamă, ce s-a făcut noapte, Johnule? Putem spune teoretic că am mâncat ce mi-au recomandat vloggerii, preț de 24 de ore că am pornit pe zi și s-a făcut noapte. Eu uz pe tarda veselă. Hăți, Johnule, și pe Vloggenstein. Vă pup, cum merge Vloggenstein? Nu ai scopat, că e mea. Stai așa că ai avut o întrerupere. Stai așa, Johnule, că am avut o întrerupere mică. Mama, aia a fost fața de sun altcineva. Ți-am prins fața. Ți-a plăcut Lyric Plank cu maneluță? Da, mă gândeam ce mai îmi pregătește astăzi, că în fiecare zi am parte de o hât surpriză. Așa. Băiatul meu, hât surpriza de astăzi este că trebuie să-mi ordoni ce să mănânc. Ceva și astăzi pe vlogul tău să mănânci orice. Da, ce vrei tu să mănânc? Orice, pot să zic orice. Cred că nu rahat. Opa, desigur, cred că cea mai mare pedeapsă pentru tine. Da, de... să te duci. Am spus eu pedeapsă, ai auzit pedeapsă în ordinea cuvintelor mele? Nu, da, știi tradiția dintre noi. Deci dacă m-ai întrebat ce să mănânci astăzi, îți recomand să te duci la un restaurant complet low vegan și să mănânci ceva fără niciun pic de carne, ceva care imită carnea, nu știu, ceva... Deci încearcă să-ți iei ce ai comandat la arogant, dar vegan. Bă, de acord, n-o să găsesc un restaurant low vegan pentru că este a doua zi de Crăciun, dar mă voi duce la un restaurant și îmi voi lua toate ierburile posibile, nimic cu carne. Nimic, nicio carne. Poți să fii, dar vreau să fii cel mai extrem vegan, adică nu știu cum sunt veganii extrem, gen, nu știu exact ce nu mănâncă, dar nu mănâncă nici ouă. Nimic, băiatul.
meu, numai iarba verde de acasă. Exact. Bine, îți trimit acum numărul ce mi l-ai cerut. Te pup, o seară bună, cu respect. Te pup, o seară minunată, popa. Vezi, mă, bă, ce înseamnă să fii vlogger, bă, știe, bă, Șelică, mă. A organizat-o frumos, a gândit-o, un speech elegant, ce trebuie, Johnule. Pentru că avem această mare onoare, o să ne întoarcem către Casa Vera, singurul restaurant deschis din Târgu Jiu, Johnule, și vom încerca să vedem ce putem comanda mega vegan. Dacă asta este cerința, cere și ți se va da, vlogăre. Îți, Johnule, continuăm. Mănânc 24 de ore ce-mi ordonă colegii mei vlogări sau artiști. Hăți, Johnule, conform temei noastre din vlogul de astăzi, frații noștri ordonă, iar eu execut. Așa că dacă fratele Shelly a spus, bă, trebuie să mănânci ceva fără carne, cât mai vegan, cât mai verde, împotriva tuturor plăcerilor tale de carnivor, am ajuns înapoi la Casa Vera și am comandat, Johnule, tot ce aveam verde în meniul ăla. Vă rugăm frumos să nu vă gândiți la prostii. Motiv pentru care ne-am trezit cu o salată de bureți, Johnule. Uite ce frumos arată și câți caracatițe, caracatițe adormite. Și avem aici un fel de dovleac care a fost conceput special pentru noi, le mulțumim celor de aici, pentru că este un dovleac umplut numai cu verziciune, adică nu care cumva să credeți că am ascuns carne pe aici, deși știți foarte bine că, din punctul meu de vedere, carnea este vitală. Mai avem pe aici niște rucola cu niște, ce să știam, păstăi, nu? Păstăi, o mazăre roșie, asta e roșu, mă, sau nu văd eu bine? Verde, dar mai nou aflu că sunt și daltonist, Johnule. Avem aici un fel de, i-am zis eu, algă, dar ulterior băieții de la masă au zis că este un mărar făcut. Trebuie să recunosc că din punct de vedere imagistic, această farfurie arată senzațional, însă pentru unul ca mine, care este foarte pasionat de carne, un carnivor convins, nu este nimic wow aici. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom ține de promisiune și că nu vom mânca ceea ce ne-a fost ordonat, Johnule. Așa că nu mai stăm prea mult pe gânduri. Mi se pare atât de ciudat că o farfurie atât de frumoasă îmi provoacă atât de puțină poftă. Este totul extrem de pe dos. Nu vă faceți griji, după ce vom termina acest challenge, mai avem un apel telefonic prin care tovarășul Pain o să ne comunice cel mai crazy desert pe care vrea să-l mâncăm. Evident, noi o să respectăm. Am să-mi comand și eu ceva pe placul meu, adică nu vă faceți griji, dar n-am cum după... Bine, au fost creveții lui Montrei foarte buni, dar după KFC cu mâncare de bebeluș și o farfurie verde din toate punctele de vedere, o să nu-mi comand și eu ceva pe sufletul meu, mă, nu știu, o facuță, o dumă, ceva rafinat. Hai să vedem. De ce mi-e frică, mă, că nu-i nimic aiurea aici, mă, nu înțeleg. Ești prost? Hai să fac și un burete din asta ca să fie combinația. Uite cum arată asta! Ce e asta, mă? Wow! Wow! Umulat! Wow! Hai să iau cum vine asta. Hai să bag niște algă din asta, nu? Parcă mănânc toate mâncărurile ce nu-mi plăceau când eram copil, jur. Știi cum e? Când erai mic și nu-ți plăcea nici ghiveciul, nu-ți plăcea nici mazărea, nu-ți plăcea nici mărarul din ciorbă, nimic. Acum toate s-au combinat într-o farfurie. Zici că am mâncat, știi ce? Ați văzut odată de la mame sau de la iubite smocul ăla de păr care se strânge la chiuvet acolo, Johnule, știi? Și trebuie să-l iei de acolo că nu mai curge apa și să-l arunci la WC-ul și-l iei așa ca și cum zici că ai luat un cadavru mic de ceva. Deci exact asta am simțit acum în gură. Mă gândesc că poate dacă iau un... Mă, boțule! Wow! Ce-i asta, mă? Noroc că e murat. Îl mănânc pe tot ăsta așa? Da, se suflă din spate. Hai, Johnule, 3, 2, 1... Știi ce, cu ce textură are? Un gogoșar din la cel mai flășcăit gogoșar din lume. Wow! Shelly, cred că toată energia, satisfacția pe care le aveai pe față când mi-ai comandat să mănânc asta s-au transmis prin mâncarea asta, Johnule. Nu știu de ce, mă așteptam să nu fie așa ciudat, dar a fost cel mai ciudat de până acum. Îl sunăm și pe Pain și revenim cu ultimul fel de mâncare. Sper să nu fie ceva la fel de ciudat ca parfuria asta lui Shelly. Hăs, Johnule. Bună seara, domnule Pain, ce faci? Sărbători frumoase. Bună seara, sărbători frumoase. Uite bine, doar ce am ajuns acasă, am fost rugat să mănânc o masă copioasă. E, bine că zici de masă, Johnule. Am să-ți comunic ceva. În challenge-ul de astăzi ești ultimul ales care, mare atenție, Pain, trebuie da. Să îmi ordone să mănânc un fel de mâncare, fiind ultimul trebuie să fie desert, fie el ciudat, nebun, normal, cum vrei tu, numai că tu trebuie să-mi ordoni, iar eu voi mânca. Sunt la un restaurant, așa că joacă-te cu ce ai în cap, dă-ți frâu liber imaginației și creativității și te rog frumos, ordonă-mi ultimul tip de mâncare pe care trebuie să-l mănânc astăzi. Ok, un desert. Uite, pentru că țin la tine și vreau să mănânc ceva foarte bun de tot, un lava cake din ăla nebun. Da, știu lava cake. Cu atâta doar un lava cake? Păi nu, combinat cu cheesecake. Un lava cake cu un cheesecake? Da, și combinate. Și cum, le pisesc cu furculița așa? Da, nu le pui, iei un cheesecake și pui peste lava cake, frumos. Bine, Painule. Și le fac piure și mănânc, da? Da, piure frumos, cum trebuie. Johnule, avem un piure de lava cake cu cheesecake ordonat de Pain. Așa că
el este cel care încheie această serie de mâncăruri ciudate pe care colegii mei îmi ordonă să le mănânc. Te pupăm, Peinule, să ai sărbători frumoase în continuare. Rău la nimeni. Doamne ajută. Te pupă, fratele, Doamne ajută. Johnule, este simplă situația. Sperăm să nu fie o combinație tocmai ciudată, deși, dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere al deserturilor, pot combina orice și tot bun la gust o să fie. Hai să vedem ce surpriză ne-a pregătit Pain. Hăți, Johnule Pain, îți mulțumim din suflet pentru această pedeapsă cu P mare, aș spune. Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu am avut cheesecake astăzi, însă pentru a suplini ceea ce ne-ai cerut și pentru a nu fi niște neserioși care nu se țin de cuvânt, Johnule, am luat așa, lava cake-ul pe care ni l-ai cerut tu și pe lângă am mai luat încă tot ce aveau desert, Johnule. Uitați-vă cam cum arată această farfurie, că îmi saltă inima de fericire, Johnule, iar pentru a respecta tocmai cerințele lui Pain, o să ne apucăm frumos, deci avem clătită cu banane și cu Nutella. Avem clătită cu gem. Avem, ce-i ăsta? E halva asta? Ăsta e parfait ăla? Adică avem și perfect de nuci, Johnule, în traducere prutenistică. Sau parfait de nuci. Avem aici și niște înghețățurică, care face bine la cântarea de diseară, Sanchi. Și în tocmai înspre a respecta, vai de mine ce aici, cerința lui Peinuțu, o să începem să facem mare ciulama de deserturi. Așa că eu mă apuc aici, stai că îmi trebuie și un cuțit, cred că. Eu mă apuc aici să fac ciulamaua și în momentul în care suntem gata, o să o gustăm. Cred că o să iasă un delir desertuos, un delir culinar. Ah, sincer, da, știu că trebuie să zic revenim, dar nu mai bine să mai zic nimic, ești nebun cam iară și am tornadă în gură. Am inundație, am potopul Noe fix în cavitatea bucală, Johnule, revenim imediat. Hăți, Johnule, vă spune fratele vostru, puteam să am și bureți în combinația asta aici, că tot bun la gust era. Mamă, deci nu sunteți pregătiți în adevăratul sens al sintagmei. Deci, Johnuțule, mă pregătesc de momentul orgasmic al acestui challenge și sunt gata, uite, o să iau din mijloc așa. Ah, Doamne, ce-o fi aici? Wow, 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 wow. Banane cu ciocolățurică, cu un pic de parfait, cu wow, wow. Întrebarea este, eu de aici trebuie să mă duc să dorm un pic ca să mă pregătesc de concert, însă după ce glicemia mea va suferi un salt, un triplu salt, un triplu tulup, voi mai adormi? Este întrebarea mea, însă nu mă interesează. Vă pot spune că mai revenim după ce termin tot. Mamă, cozișoară, wow, mamă, Pain, oficial spun că te iubesc platonic, dar te iubesc. Best, Johnule. Wow, revenim. Hăți, Johnule, desertul de 2636 de calorii a fost excepțional, însă mi-a dat cu virgulă undeva după jumate. Adică să fim serioși, gândiți-vă cât amuntele era și cât nu mai este, n-am vrut să fac triș, că puteam să pun în altă farfurie și să zic: "Oh, am mâncat tot. Oh, ce greu a fost." Nu, Johnule, nu umblăm cu cioara vopsită, după cum bine știți, aici totul este bazat pe 100% sinceritate, naturalețe, franchețe, cum vreți voi să-i spuneți. Cam ăsta a fost challenge-ul nostru de astăzi și mulțumim din suflet lui Pain pentru că a încheiat toată șarada asta de combinație ciudate pe care au gândit-o Shelly, Chris și Vlad. Îi mulțumim și lui Montrei, să nu uităm că am început cu niște creveți extrem de gustoși chiar aici unde și încheiem la Casa Vera. Iar acestea fiind spuse, Johnule, noi vă spunem că odată cu acest challenge ghiduș am acoperit iarăși vreo 5000 de calorii. De asemenea, vă așteptăm să faceți un calcul estimativ al vostru al caloriilor și să-l scrieți la comentarii dacă v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați că puteți să dați și un like și să ne spuneți dacă vreți să facem și partea a doua, așa cum ați făcut-o și la Lyric Prank-ul cu manele de ieri, Johnule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa. Și să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi cu surile, trâmbițe și gălăgie, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase, mai gustoase, metaforic vorbind, și mai pline de energie. Nu uitați, dați follow pe Instagram cu Orile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea, reamintiți-vă că, deși magazinul dorianpopa.ro nu mai există fizic în Mega Mall, ne găsiți pe www.dorianpopa.ro, site-ul online, Johnule. Să aveți o zi și o cafeluță și niște sărbători în continuare mirobolante. Vreau doar să te mincă, noaptea asta-i scurtă. Dar cum arăți, n-o să te scun 100%.